iată că am ajuns. Aici e la fel de frumos. Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni. Eu sunt prietena voastră, Adriana. Mai am însă culețul meu câteva ghicitori, care mai de care mai interesante și mai provocatoare. Și știți foarte bine, răspunsul la ghicitoare înseamnă cuvântul cheie. Dacă descoper cuvântul cheie, descoper cam ce ar trebui să conțină povestea pe care eu o voi spune în sala poveștilor. Mă străduiesc, să știți, să mă descurc și cu ghicitorile și acolo unde nu mă descurc, știu că mă mai ajutați și voi, dragii mei. De aceea nu-mi lipsește niciodată telefonul. Cum să fac? Să vă zic mai întâi numărul de telefon? Da, aș putea să vă zic mai întâi numărul de telefon și apoi să spun și ghicitoarea. Bine, să o citesc, că nu le-am învățat pe din afară. Deci dacă știți voi răspunsul la ghicitoare sau măcar mă încurajați, știți, dacă îmi trimiteți răspunsul, știu și eu dacă am ales bine cuvântul cheie. Dacă știți, dragii mei, număr de telefon avem 0740-171-622. L-ați notat sau mai zic o dată? 0740-171-622. Năsturel de poveste este foarte harnic, știți, sfetnicul majestății sale, regele Basm sau împăratul Basm. Am văzut că supușii spun când măria voastră regele Basm, când majestatea voastră împăratul Basm. Îi spun, nu se supără, este un împărat foarte bun și blând și înțelept. Iar în sfetnicul năsturel de poveste se ocupă cu ghicitor, cred că are timp. Cred eu că are timp și iubește foarte mult poveștile, ceea ce este valabil și pentru mine și cred că și pentru voi. Ce ghicitoare! Își piaptănă cosița verde și frunzele-i ca niște plete. Se apleacă până ating ușor măritul lac. Îi este dor și-l tot așteaptă și rădăcina-i agățată de adâncul marelui pământ. Se înfioară de un cânt de dor și jale. Din tânără și iubitoare o plantă verde foșnitoare a devenit. Cine o fi oare? Să știți, prieteni, că destul de mult, aș putea să spun așa, că am povestit odată de mult, am citit o poveste legendă foarte frumoasă cu o tânără care se numea Salcia. Și când am citit această ghicitoare, m-am gândit că răspunsul Salcii ar fi foarte potrivit. Eu vă mai citesc o dată și vouă, ca să vă gândiți și voi și să vedeți dacă chiar acesta ar fi răspunsul. Își piaptănă cosița verde și frunzele-i ca niște plete se apleacă până ating ușor măritul lac. Îi este dor și-l tot așteaptă și rădăcina e agățată de adâncul marelui pământ. Se înfioară de un cânt de dor și jale. Din tânără și iubitoare o plantă verde foșnitoare a devenit. Cine-o fi oare? Eu așa zic că este Salcia. Știți, e o poveste tare frumoasă cu o salcie. Scuzați-mă, trebuie să strâng la loc, da? Să fie frumos așa. Gata. Am strâns. Deci, este o poveste foarte frumoasă cu o tânără care chiar așa se numea Salcia. Știați? La început, salcia nu era ca acum un copac sau o salcie plângătoare, cum îi spunem noi. Era o tânără. O tânără foarte, foarte, foarte frumoasă. Și avea părul lung, ca de aur. Și pentru că în vremea aceea nu existau oglinzi, erau numai oglinzi de cleștar și acelea erau foarte scumpe, tânăra noastră în fiecare dimineață se ducea și își pieptăna părul lung la marginea unui lac. Își oglindea chipul frumos în lacul acela, iar tatăl ei, care era pădurar, o încuraja ca astfel să meargă și să-și aranjeze, să-și împletească frumoasa ei cosiță. În fiecare dimineață, Salcia mergea la lac, se privea în înduirile acestuia, cânta câte un cântec și apoi se ducea înapoi, în căsuța în care locuia cu tatăl ei, pădurarul. Dar, prieteni, într-o bună zi de dimineață, când Salcia, ca de fiecare dată, se pieptăna și se privea în lac, lacul a căpătat dintr-o dată o altă culoare, a început să devină învolburat și din apele lui a ieșit un tânăr.
Ați spune că poate era un tânăr frumos, dar nu. Nu era frumos. Părul lui era verde precum algele. Pielea lui era precum pielea broaștei. Dar ochii erau atât de scânteietori încât Salcia nu-și putea lua privirea de la el. Pleacă, pleacă, cine ești? S-a speriat Salcia. Nu te teme, eu sunt prințul acestui lac. Vino cu mine, vino cu mine în adâncurile lacului și vei trăi ca o prințesă. Nu, nu vreau, mă tem. Și Salcia a fugit. Nu a stat, s-a dus înapoi în casă și când tatăl ei a venit, i-a povestit tot ce s-a întâmplat. Fata mea, nu e bine să nu te mai duci la lac. Uite, de acum înainte vei sta numai în casă. Eu mă ocup de toate cele, mă duc eu și aduc și apă. Dar, tătucă, eu cum îmi mai așez părul, cum îmi mai piept în cosițele? Îți voi aduce o oglindă, a spus tatăl ei. Și într-adevăr, tatăl i-a cumpărat o oglindă de cleștar și Salcia nu s-a mai dus la lac, dar peste casă parcă plutea o greutate, o tristețe. Și din când în când, spre seară, Salciei îi se părea că este strigată. Fată frumoasă! Fată frumoasă! Fată frumoasă! Azi așa, mâine așa. Într-o zi dis de dimineață, Salcia s-a trezit mai veselă ca oricând și s-a decis să se ducă din nou la lac. Nu-i mai era frică de nimic, așa că a luat și un ulcior pe care să-l umple cu apă și a ajuns la lacul fermecat. Când și-a plecat chipul, s-a văzut cât era de frumoasă. Dar numai pentru o secundă, pentru că dintr-o dată apele au început din nou să fiarbă. Zgomote nedeslușite și un chip de tânăr, de data aceasta frumos, a apărut în fața ei. Fată frumoasă, vino cu mine, Salcia, vino cu mine în adâncurile lacului și vei vedea bogății pe care nu le-ai văzut niciodată. Nu, nu, mă tem, a spus fata. Dar tânărul a convins-o. Bine, voi veni, dar îmi promiți că mă aduci înapoi? Oricum, am lăsat acasă pe plită mâncarea fierbând. Trebuie să mă întorc. Doar o clipă va dura, a spus tânărul. Și te vei întoarce înapoi. Și Salcia a mers. A intrat în adâncurile lacului și a văzut scări din marmură care coborau mai adânc. Și mai adânc. A văzut izvoare de argint și izvoare de aur. A văzut pietre nestemate, bogății pe care nu le văzuse niciodată. Da, a zis tânărul, oamenilor, pământenilor le plac bogățiile. De aceea sunt sigur că într-o bună zi vei veni cu mine. Sunt sigur că pentru aceste bogății te vei întoarce la mine. Dar Salcia nu a rostit niciun cuvânt. S-a uitat uimită în jurul ei, a admirat tot ceea ce vedea. Pot să mă întorc acasă? A întrebat Salcia. Poți. S-a ținut de cuvânt tânărul și a adus-o înapoi, în fața casei. Și când fata a intrat, a văzut că doar o clipă dispăruse. Tatăl s-a întors, Salcia i-a povestit și din acel moment bătrânul a pus-o să promită că niciodată, dar niciodată nu se va mai întoarce la lacul fermecat. Salcia a promis și timpul a trecut. A trecut așa de mult timp încât într-o bună zi un fecior de pădurar a întâlnit-o pe Salcia și s-au plăcut unul pe celălalt și s-au luat unul cu altul, au devenit soț și soție. Iar într-o bună zi, pe când fiul de pădurar era plecat de acasă, Salcia a auzit din nou strigarea. Și s-a dus ca atrasă de un magnet la lac
și l-a văzut din nou pe tânărul acesta care o chema. Dar n-a mai intrat în lac. S-a întors acasă, înspăimântată, temătoare. Și când soțul ei a venit, te rog să plecăm de aici. Haide să ne mutăm în altă parte. Mai sunt păduri, mai sunt locuri în care putem foarte bine să trăim, trebuie să plecăm. Dar stai, femeie, stai așa, dar ce s-a întâmplat? Nu contează, nu vreau să-ți spun, nici nu trebuie să știi, dar trebuie să plecăm. Măi, femeie, uite, mi-a pierit și foamea. Uite, șezi aici lângă mine pe prispă și spune-mi ce s-a întâmplat. Și Salcia i-a povestit din fir apăr. I-a spus de prințul acesta, de lacul fermecat, de chemările lui, de ademenirea cu care o atrage tot timpul spre lac. Măi, femeie, mă duc să-i bag mințile în cap prințului acestuia. Bărbate, dar nu cred că este bine, adică poate are puteri neștiute. Ce puteri să aibă, măi, nevastă? Mă duc eu să-l învăț o lecție. Și tânărul a plecat. Salcia l-a urmat temătoare și a văzut cum începe o luptă între prințul acesta care a ieșit la strigarea lor din lac și între bărbatul ei, care era voinic. Dar prințul se pare că a fost mai puternic și l-a tras pe bărbatul ei în lac. Și l-a așteptat Salcia să iasă. Și l-a așteptat. Și l-a strigat. A stat pe malul lacului. Și n-a venit. Când a vrut să se întoarcă înapoi la casa lor, în loc de picioare, Salcia prinsese rădăcini. În loc de cosița ei frumoasă, Salcia devenise o plantă cu crengile lungi aplecate spre lac și frunzele-i cădeau precum lacrimile. Și uite așa, a rămas Salcia sperând că poate într-o bună zi bărbatul ei cel drag se va întoarce. Da, mă duc, dar e frumoasă povestea, nu-i așa, prieteni? O legendă a Salciei. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Până mâine seară, noapte bună, prieteni, somn ușor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!